Primăria Gearmata anunță că centrul de colectare cu aport voluntar din comună, finanțat prin fonduri PNRR, avansează conform graficului de execuție. Proiectul se află în stadiul de finalizare a infrastructurii, montare a structurilor metalice la cele două hale, compactare a primului strat la platformă și au început lucrările la instalațiile sanitare și scurgerea apelor de pe platformă. Urmează acum închiderea halelor și instalarea echipamentelor electrice. Acest centru va aduce beneficii mari pentru comuna Gearmata, oferind un loc unde cetățenii vor putea aduce voluntar rezidurile provenite din construcții, mobilier uzat, echipamente electrice, carton, hârtie, cauciucuri, materiale reciclabile, polistiren rezultat din construcții și multe altele, transmit reprezentanții administrației locale.